unpacking la produse coreene. Prima comandă îndeosebi era pentru retinol și pentru careva încă produse care îmi lipsesc. Ca atare folosesc deja un retinol de care sunt mulțumită, dar aici, în această cutie, avem un retinol care a făcut mare tam-tam pe tot internetul, în toate țările, și pe TikTok, și pe Instagram, și pe YouTube, toată lumea vorbește despre el. Așa că haideți să deschidem să vedem care e el. Plănuiesc să-l finisez întâi pe cel care îl folosesc acum, pentru că este unul blând, ăsta de la Kay Secret, îmi place destul de mult. Și plănuiesc întâi să-l finisez pe el, apoi să trec la ăsta nou. Ăsta nou presupun eu că este unul mai puternic, dar vom vedea. Toată lumea vorbește de el, cât de nice e, cât de buni rezultatele sunt în urma folosirii lui. Haideți să vedem. Așa, cutie, am deschis-o și vreau să vedem ce este în ea. În primul rând, am comandat de pe Stylevana. Stylevana este un site corean care livrează în mai multe țări. Știu că este Italia, unde comand eu, în Anglia, în Germania, în America și îmi pare că mai este încă o țară. Și livrează gratuit, nu ne amintesc de la ce sumă, pentru că întotdeauna am o sumă mai mare decât limita pentru livrare gratuită. Livrează cam greu, că livrează tocmai din Coreea, dar produsele sunt mega bune, originale, superbisime. Așa, iată comanda. Iată comanda mea, am văzut deja câteva cadouri, mai multe cadouri decât mai înainte, apropo, cum am primit. Deci, haideți să începem cu produsul care mi l-am luat în sine, retinolul. Deci, desigur că asta este retinolul de la Celimax. Cred că toată lumea a auzit despre el, lumina așa e intensă aici la noi. Acest retinol are și peptide și pantenol, deci va liniști pielea mea. Retinol shot, da? Un shot care ne va trezi pielea și ne va face superbisimă. Asta este primul produs. A doilea produs de la Celimax este acesta. Da, eu sunt jertfa marketingului, sigur, și a TikTok-ului. Nu știu dacă se vede ce scrie pe el. Deci este creamy tonerul ăsta pentru bariera tenului de la Celimax. Superbisim la fel. Și iată, anume că am comandat, din cauza că am comandat aceste două produse, am primit cadou un serum care toată lumea îl caută, care este sold out peste tot, dar eu l-am primit, de fapt nu este un serum, este un mist, eu am crezut că serumul, l-am primit cadou. Acest mist de la Celimax Noni Mist, da? Toată lumea, cred că ținem de chestia asta, toată lumea îl vânează din mai multe țări. Eu l-am primit cadou din cauza că am comandat aceste două produse de pe Stylevana. Asta este super, super. În afară de ce că toate produsele sunt cu mult mai ieftine decât pe alte site-uri, încă mai primești de multe ori și așa cadouri. Mist, am crezut că e serum, mă bucuram mai mult pentru serumul, dar eu cred că și asta o să găsim cum să-l folosim. Următorul produs este unul care deja îl folosesc de un milion de ori, l-am arătat chiar în clipurile anterioare, este SPF-ul ăsta albastru de la Tokobo, care este cel mai minunat și am spus că nu-l mai schimb niciodată, pentru că am mai avut reacții adverse la alte SPF-uri, de asta Tokobo mereu o să-l vedeți în cumpărăturile mele. Așa, mi-am mai luat așa un bibeluș de la Tirtir, Milk Skin Toner ăsta de la Tirtir, vreau să-l văd cum e, mulți spun că este foarte bun anume pentru pielea acneică, ceea ce avem noi acum, nu știu dacă se vede cu această lumină, dar este amuntean acneic, o să vedem cum este, câte mililitri, 30 mililitri, trebuie să fie 20 de mililitri, o să vedem cum va fi, e destul de scump să iei așa bibeluș, dar decât să cumperi unul mare și să nu-ți meargă, acum de când sunt cu acnee, foarte des mă ciocnesc cu aceea că nu mi se potrivesc produsele anume pentru tenul acneic și de asta nu mai vreau să cheltui bani așa în zadar să cumpăr produse. Nu suntem nici milionari și nici nu trebuiește să aruncăm produsele așa în zadar. Următoarele produse, două produse, vor fi pentru păr. Mi-am comandat această mască proteică pentru păr.
de la Kundal, foarte mult am auzit despre ea, că este bună. În genere, produsele cu proteină pentru păr sunt foarte bune, deosebit pentru părul blond, pentru părul care se rupe, pentru părul uscat, produsele cu proteină este foarte bun. O să vedem. În Amethyst o să vă povestesc cum e și era la un preț foarte bun. Așa o, pe așa un borcan am dat ceva de genul 5-6 euro, deci foarte bun în comparație cu altele. Și mi-am mai luat o mască virală, da, jertfă marketingului, asta sunt eu. Iată, este împachetat, vedeți, sunt așa un pachetel cu zip ca să nu curgă. Asta este foarte bine pentru că nu toți la așa se gândesc. Da, desigur, această mască virală de la Shiseido, Shiseido pare mi se numește, nici nu găsesc nicăieri pentru că tot e într-o limbă care eu nu vorbesc, dar cred că voi știți această mască. Tot o să vedem cât e de bună, tot am luat-o la reduceri destul de bune și cadourile. Pentru prima dată Stylevana mi trimite într-adevăr cadouri drăguțe, bune și utilizabile. În primul rând este așa o mască de la Gem Solution cu perlă. Am folosit-o foarte mulți ani, era printre favoritele mele și într-adevăr e bună. Însă este nu numai o mască, dar și o esență și o cremă pentru ochi, este un produs pentru 3 pași, tare minunat, îmi place această mască, super, super, super bun. Și am mai primit, iată, încă așa ceva, esență, serum și base, skip tone, așa e, ca un fel de bază SPF pentru față de la Nambuzin. O să vedem cât de bună, nu am folosit produsele de la Nambuzin, dar am auzit despre ele foarte mult. Deci astea sunt produsele, gata, este gol coșul. În mare parte am vrut să-mi comand aceste produse de la Celemax, pentru asta a fost acest coș. Dar am găsit și produsele astea la reducere pentru păr, iar produse pentru păr eu mereu mă stăresc să-mi cumpăr, pentru că părul meu este decolorat, este blond și trebuie să fie foarte tare îngrijit. Chiar dacă este rar, da, nu este așa de des cum la foarte multe persoane, dar trebuie să fie îngrijit, chiar dacă ai 3 peri în cap, tot trebuie să fie îngrijit, așa zic eu. Deci astea sunt produsele, asta este despachetarea noastră de astăzi. Ce produse folosiți aici din coșul ăsta al meu? Vreau să știu care v-a plăcut cel mai mult, care l-ați folosit sau care produs din toate acestea este în wishlist-ul vostru. Și vreau să vă spun că până pe data de 29 pe site-ul Stylevana vor fi încă reduceri de Black Friday. Puteți intrați pe Instagram-ul lor, Stylevana se numește. O să vă las link la acest video și intrați la ei pe site și vedeți dacă este livrarea în țara voastră. Dacă da, până pe 29 noiembrie vor fi reduceri la ei pe site. În afară de asta, nu mai reduceri de 20-22%, dar și foarte multe cadouri gratuite, care erau 2-3 produse, în dependență de promocodul care îl folosiți. Asta este pentru astăzi, vă doresc o zi frumoasă, nu uitați să-mi dați un subscribe dacă încă nu ați făcut-o și un like la acest clip. Pa, pa!